Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință de presă în care mi-am propus să vă aduc la cunoștință câteva din activitățile pe care le-am desfășurat și le vom desfășura în această săptămână, precum și câteva elemente de noutate. Pornim de la o veste bună în ceea ce privește Casa Celibidache, după ce în trecut s-a reabilitat Biblioteca George Radu Melidon, Vila Hogaș, corpul B al Colegiului Național Roman Vodă. Vă pot informa că și Casa Celibidache va intra în reabilitare. Am trecut de Comisia Tehnică și am primit avizul favorabil de la Compania Națională de Investiții. Urmează, sperăm în această săptămână, să intre în Comisia Tehnică de la Ministerul Dezvoltării, după care ordinul de ministru privind demararea procedurilor de licitație pentru proiectare plus execuția acestui imobil, un element, un monument al municipiului Roman, o emblemă. E vorba despre casa unde în 1912 s-a născut celebrul dirijor Sergiu Celibidache, monument ce datează de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Noi am avut mai multe tentative de a obține finanțare pentru reabilitarea acestei clădiri. Am încercat inclusiv o finanțare europeană. Din păcate, nu a fost declarată eligibilă această construcție. Într-un final, am reușit la Compania Națională de Investiții să depunem acest proiect și a fost declarat eligibil. După reabilitare va fi introdus și într-un circuit muzeal, pentru că ne dorim să generăm o activitate prin care să omagiem memoria fostului compozitor Sergiu Celibidache. Vreau să vă aduc la cunoștință și câteva informații legate de locurile de parcare de pe raza municipiului Roman. În momentul de față avem 4565 de locuri de parcare de reședință amenajate pe raza municipiului Roman. Aceasta nu este valoarea sau nu este totalul acestor locuri de parcare. În continuare scoatem la licitație până la sfârșitul acestui an locuri de parcare care au fost amenajate și urmează să mai amenajăm încă 7 noi parcări, ceea ce înseamnă că numărul acestor locuri de parcare va crește, dar aceasta este cifra până la data de astăzi, date oficiale cu locuri de parcare concesionate către beneficiari. Și de asemenea vreau să punctez și două aspecte foarte importante. Una legată de locurile de parcare cu plată. În momentul de față, cu tot cu cele două pe care le-am reabilitat și le-am modernizat în acest an, este vorba de parcarea de la Colegiul Național Roman Vodă și parcarea de la Judecătorie, avem 11 parcări cu plată pe raza municipiului Roman și 12 parcări fără plată pe raza municipiului Roman. Deci observați că numărul parcărilor fără plată este mai mare decât numărul parcărilor cu plată. E drept în zona centrală a municipiului Roman, acolo unde există un aflux mai mare de mașini, s-a introdus acest sistem al parcărilor cu plată, tocmai pentru a descuraja parcarea pe termen lung și pentru a lăsa parcarea liberă pentru cei care au acces la au nevoie de acces la instituții și să găsească în permanență un loc liber de parcare. Un alt aspect important al activității din primărie îl reprezintă o preocupare constantă a mea pentru digitalizarea activității din primărie. Așa cum bine știți, primăria municipiului Roman a câștigat un proiect cu finanțare europeană de digitalizare a activității din primărie. Începând cu data de astăzi, așteptăm câștigătorul acestui contract să vină la semnarea contractului și ulterior să demarăm toată această activitate de digitalizare a serviciilor pe care primăria le oferă,
pentru ca cetățenii să poată obține online o serie de documente. Ideal ar fi ca toate aceste eforturi ale administrațiilor publice locale de digitalizare să fie însoțite și de un demers și de o acțiune mai susținută a instituțiilor centrale ale statului pentru digitalizare, în sensul în care putem gândi un sistem integrat de obținerea unor documente de către cetățeni, nemai fiind nevoit să mai vină până la primărie. Reamintesc ca și obiective ale acestui proiect european, în primul rând crearea unei platforme proprii de plată a taxelor și impozitelor, eliberarea, depunerea și eliberarea online a unor documente și de asemenea un robot de servicii care va fi amplasat într-o zonă comercială cu un trafic intens, astfel încât și de la distanță să poată fi obținute o serie de servicii de la primăria municipiului Roman. De asemenea, un alt proiect foarte drag mie propus în premieră la Roman este vorba despre bugetarea participativă. Se apropie de final, undeva în jurul datei de 10-15 noiembrie vor fi montate cele două totemuri la intrările în municipiul Roman, intrarea dinspre Iași și intrarea dinspre Bacău. Sperăm să fie pe placul tuturor aceste totemuri. Am ales materiale rezistente în timp, am folosit elemente din beton și bineînțeles am apelat la un artist autohton pentru a realiza aceste machete. Este vorba despre domnul Florin Zaharescu, cunoscut tuturor romașcanilor pentru operele de artă pe care le-a realizat și sunt convins că și aceste totemuri vor fi pe placul tuturor. Vreau să-i mulțumesc și colegului meu, arhitectul șef Iulian Negru, care s-a implicat în acest proiect alături de domnul Zaharescu, astfel încât și acesta să fie un proiect reușit de identificare a elementelor de particularitate ale municipiului Roman. De asemenea, o altă activitate pe care mi-am propus-o în acest an și pe care voi reuși să o duc la îndeplinire, chiar dacă cu întârziere, se referă la terenurile de sport ale unităților de învățământ. Vom reabilita 9 astfel de terenuri de sport cu covor asfaltic în totalitate. Asta după ce anul trecut am reabilitat toate aleile și platformele unităților de învățământ. Iată că în acest an reușesc să-mi mențin și să-mi onorez promisiunea pentru a oferi condiții copiilor și cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la orele de sport și nu numai, că pe terenul de sport până la urmă se desfășoară și alte tipuri de activități, astfel încât începând de săptămâna viitoare vom realiza aceste asfaltări ale terenurilor de sport de la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Roman. În ceea ce privește activitățile trecute și premiile obținute și recunoașterea națională obținută de primăria municipiului Roman, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că Agenția Națională a Funcționarilor Publici a organizat săptămâna trecută, în perioada 17-18 octombrie, la Sâmbăta de Sus, din județul Brașov, cea de-a 12-a ediție a Conferinței Internaționale Inovație și Calitate în Sectorul Public. Din 27 de instituții și autorități publice din 17 județe și municipiul București au fost depuse un număr de 37 de proiecte de bune practici care au fost evaluate de un comitet format din reprezentanții ai mediului academic, ai societății civile și ai mass media. Și municipiul Roman s-a înscris la fel ca în fiecare an în această competiție.
În total s-au acordat 9 premii și 3 mențiuni, iar primăria municipiului Roman a luat premiul al treilea, locul al treilea la pilonul 2, abordări manageriale pentru eficiență și eficacitate, într-o companie foarte selectă din punctul meu de vedere, având în vedere că locul 1 a fost obținut de primăria Cluj-Napoca, iar locul 2 de Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului, sector 6, București. Vreau să le mulțumesc colegilor mei care au fost implicați în acest proiect și iată că după alte recunoașteri venite din partea ministerilor și Agenția Națională a Funcționarilor Publici recunoaște activitatea performantă care se desfășoară la nivelul primăriei municipiului Roman și observați că sunt premii obținute de la instituții ale statului, ministere și agenții în subordinea ministerilor, care nu au nicio legătură politică cu conducerea primăriei municipiului Roman, ceea ce înseamnă că activitatea de la primăria municipiului Roman chiar este una eficientă și eficace. De asemenea, la fel ca în fiecare an, ne-am înscris și în acest an la gala Asociației Municipiilor din România. Avem 3 proiecte depuse. În total, la această gală s-au depus 63 de proiecte din partea municipiilor reședință de județ și din partea celorlalte municipii care nu sunt reședință. Pe data de 15 noiembrie va avea loc evaluarea tuturor acestor proiecte, iar municipiul Roman s-a înscris, așa cum vă spuneam, în trei domenii din cele 10 care au fost stabilite: educație, sănătate și asistență socială și regenerare urbană a spațiilor publice. Iar gala AMR se va desfășura în luna decembrie și la fel ca în fiecare an se va desfășura sub înaltul patronaj al președintelui României. Și în cele ce urmează vreau să vă aduc la cunoștință un eveniment comercial care va avea loc la Roman. Este vorba despre Expo Fashion, organizat de Camera de Comerț și Industrie a județului Neamț în perioada 23-27 octombrie, Târgul de Îmbrăcăminte Încălțăminte, ediția de toamnă. Programul de vizitare va fi de miercuri până sâmbătă în intervalul 9:30-19, iar sâmbătă de la 9:30, iar duminică de la 9:30 la 14. Și în final vreau să aduc la cunoștința tuturor persoanelor fizice și juridice care au înregistrat debite la Primăria Municipiului Roman la data de 31 decembrie 2018. În luna septembrie noi am aprobat acel regulament de acordare a scutirii de la plata penalităților și a majorărilor pentru cei care își achită debitul de bază până la data de 15 decembrie. Tot ceea ce trebuie să facă aceste persoane este să se prezinte la Direcția de Impozite și Taxe Locale pentru a depune o cerere în acest sens și a se conforma cu plata până la data de 15 decembrie pentru a scăpa de celelalte plăți suplimentare generate de dobânzi și de penalități. Acestea au fost informațiile pe care eu mi-am propus să vi le aduc la cunoștință astăzi. Vreau să vă informez că în momentul de față se lucrează pe toate șantierele deschise din oraș și în funcție de evoluția acestor lucrări, în momentul în care ne vom apropia de finalizarea anumitor obiective de investiții, vă voi aduce la cunoștință, eventual chiar vă voi invita la fața locului pentru a vedea și stadiul lucrărilor. Bună ziua! Care mai este stadiul proiectului noului stadion? Da, în momentul de față noi pregătim ultimele documente pentru înaintarea întregii documentații la Compania Națională de Investiții, care ulterior va prioritiza realizarea acestor obiective. Spuneți de parcări. Văd că apar tot mai des plângeri legate de bariere, că se blochează, de fapt,
Da, dar nu sunt justificate atâta timp cât eu văd în permanență că există un flux. Sigur, mai sunt uneori perioade de resoftare și e nevoie de 2 minute pentru a aștepta ca acest ciclu să se finalizeze. În rest, că uneori tehnologia mai joacă feste, așa este, dar în principiu... De pare că adică să sau de deblocare, nu am înțeles că și mai puțin într-o lătă, adică trebuie să trebuieze la poliția locală, dar nu știu ce să facă. Păi e, noi am, având în vedere faptul că poliția locală este un serviciu permanent, am considerat că sunt cei mai în măsură să aibă intervenții în astfel de momente. Eu vreau să vă spun că probleme de funcționare sunt și din, apar și din motive de necunoaștere sau uneori chiar cu rea intenție. Am întâlnit situații în care am găsit blocat locul prin care se introduc bagnotele, am întâlnit situații în care, deși s-a intrat cu un bilet, s-a încercat să se iasă cu alt bilet și se spunea că nu funcționează și nu... Sunt și elemente de rea intenție, ca să spun așa, sau de încercare de eludare a acestor bariere. Ca principiu, ele funcționează, sunt sisteme omologate, sunt sisteme pe care le găsim oriunde în țară și în străinătate. Ține un pic și de educație, până la urmă, dacă vreți, și de învățarea mecanismelor corecte de funcționare a acestor. Păi, na, e cu atât mai mult cu cât... Legat tot de parcări, iarăși remarc că săptămână foarte multe din anumite care sunt date de părții și notare sunt pentru parcări legale și pentru mai este pentru aceștia acasă de parcare. No, ele, nu, mă gândesc că amenziile sunt totuși prea plânde. Nu, din punctul meu de vedere, sunt niște amenzi corecte. Obiectivul nostru nu este acela de a amenda persoanele, ci obiectivul este acela de a reglementa parcările pe domeniul public. Eu v-am spus că obiectivul nostru este să creăm și să încurajăm parcările de scurtă durată. Sigur, și mie mai scriu cetățenii că, zice, dom'le, am intrat pentru 5 minute undeva și am luat amendă. Avem suficiente mijloace la îndemână, adică aș dori să nu mai căutăm scuze și soluții, eu zic că noi am oferit ca și primărie. Avem soluția acestor parcometre, avem soluția plății prin SMS, avem soluția abonamentului lunar. Și de asemenea, odată scoasă parcarea sau plătită parcarea prin orice formă, ea este valabilă timp de o oră oriunde pe raza municipiului Roman. Adică sunt soluții la îndemână. Acum, dacă vrem să căutăm doar scuze și motive, dar oricum vreau să vă spun altceva. Numărul amenzilor pentru lipsa plății parcării sunt în continuă scădere, pentru că eu zic că e un fenomen care a fost înțeles. Bun, dacă sunt și astfel de persoane, e ok, nu? Și atunci, nu știu dacă dețineți voi informații cu East Corporation, știți cumva cam câte filme participă? Urmează să aflăm de la organizatori. Probabil miercuri veți fi invitați la deschiderea acestui târg și ni se vor comunica toate aceste informații. E una din condițiile puse în genere de către mine, pe de o parte să invităm și comercianți autohtoni, comercianți din Roman, dar condiția de bază este ca toți comercianții să fie și să vândă produse fabricate în România. Mulțumesc. Sigur, întrebare. E notate că nivelul poluării crește. Numărul mare de mașini, tăieri de arbori, etc. Da? Știți la fel de bine că primarul general capitalei, Gabriela Firea, introduce taxa aia. Da. Se întreabă oamenii dacă poate ar fi de un răspuns sau există un răspuns de la primăria municipiului Roman, eventuală taxare a... Nu, sub nicio formă. Eu vreau să vă spun două lucruri foarte importante. Unu, la noi în Roman se monitorizează zilnic calitatea aerului. Pe parcursul unui an întreg există 4, 5, maxim 6 zile în care sunt depășiri ale normelor admise.
Deci nu putem vorbi de o poluare la nivelul municipiului roman. Sigur că valorile de trafic sunt în continuă creștere, numărul mașinilor este într-o dinamică continuă. Cred că acest lucru ar trebui reglementat printr-o legislație națională, în care mașinile care poluează mai mult trebuie să plătească un impozit mai mare. Cred că este un principiu corect și acea taxă de primă înmatriculare, din punctul meu de vedere, nu era corectă, în condițiile în care nu exista o normă unitară la nivelul Uniunii Europene. Practic, trebuia să funcționeze același principiu. Dacă eu îmi cumpăr o mașină din județul Bistrița, Năsăud, trebuie să funcționeze la fel cum îmi cumpăr o mașină din Germania. Dar o impozitare diferită în funcție de norma de poluare, cred că este binevenită. Revenind la discuția legată de București, consilierul personal al primarului general al Capitalei a fost împreună cu mine în deplasarea din țările nordice. La nivelul Norvegiei, în Oslo, există acest sistem de tarifare a tuturor autovehiculelor care intră și ies din Oslo. Până în luna iunie acestui an, mașinile electrice nu plăteau această taxă, după data de 1 iunie plătesc și ele această taxă, dar au o valoare mai mică decât mașinile diesel sau cele pe benzină. Într-adevăr, consilierul personal de la București a fost foarte interesat de acest subiect, a rămas chiar mai mult să ia toate detaliile legate de acest aspect. Acum mai există o discuție. Norvegia, până la urmă, nu este parte a Uniunii Europene și nu se supune legislației Uniunii Europene, deși face parte din spațiul economic european. Știți foarte bine că una din condițiile de bază pentru a face parte din spațiul economic european este aceea ca să participe cu niște fonduri nerambursabile către statele membre, și de aceea apar și aceste fonduri norvegiene alături de fondurile elvețiene. Norvegia reprezintă o cultură în ceea ce privește poluarea și știți foarte bine că, și v-am povestit când m-am întors de acolo, ei și-au propus pentru 2024 să interzică în totalitate comercializarea, vânzarea celorlalte autovehicule în afara autovehiculelor electrice. Deja în acest an, până la luna septembrie, când am fost noi în această deplasare, peste 75% din vânzările autoturismelor din Norvegia era formată din autoturismele electrice. De 2 ani ce am făcut noi la Roma? Noi am eliminat în totalitate impozitul pentru autoturismele hibrid și pentru cele electrice. Practic, încercăm și noi să facem pași în vederea încurajării folosirii autoturismelor hibrid sau electrice. Urmărim în permanență împreună cu colegii mei de la Biroul de Mediu calitatea aerului și spunem noi că încercăm să luăm cele mai bune decizii pentru a genera trafic și pe arterele secundare în zona centrală, astfel încât aerul să nu fie poluat și, dacă vreți, inclusiv aceste taxe pe parcări în zona centrală sunt tot generate de dorința noastră de a avea un trafic cât mai redus în zona centrală a municipiului Roma. Se întreba oamenii de ce nu ați luat în calcul și mi se pare că am mai adus în discuție treaba asta odată, dacă e să încurajăm mersul cu transportul în comun, de ce nu faceți gratuit? Păi cineva trebuie să plătească transportul ăsta în comun și bugetul local al primăriei municipiului Roman nu permite așa ceva, cum de altfel nu permite nicăieri nicio țară și nu există nicăieri nicio țară varianta transportului public gratuit. Noi alocăm acele facilități pentru transport, pentru anumite categorii sociale vulnerabile, dar
nu putem discuta în momentul de față de o astfel de situație, însă, dacă vreți să fim corecți până la capăt, prin introducerea transportului public local pe cele patru linii principale pe care le avem acum, cred eu că această contravaloarea unui abonament de 70 de lei lunar este accesibil pentru oricine își desfășoară activitatea și are un loc de muncă pe raza romanului. Mi se pare o sumă total minoră în comparație cu o deplasare cu autoturismul, care presupune pe lângă asigurare, cheltuieli motorină și așa mai departe. Deci 70 de lei valoarea unui abonament mi se pare complet rezonabilă pentru cine are un loc de muncă la Roman și dorește să vină cu transportul public local. I-am citit gândurile, deși n-a fost aici. Da. I-a constatat că s-a cam devalizat totul acolo. Nu s-a devalizat absolut nimic, clădirea este în siguranță, tot ce a fost la interior am eliminat noi și am eliberat noi, clădirea este goală, așteptăm acel ordin de ministru pentru a o putea preda și scriptic către Compania Națională de Investiții în vederea organizării licitației. Deci clădirea este pregătită acum pentru reabilitare. Atât? Da. Pentru sfârșitul de an, evenimentele le-ați conturat cumva, măcar în fază de discuție, vom avea tot patinoar, sătucul Moș la Crăciun. Da, suntem chiar în această perioadă în discuții cu privire la organizarea evenimentelor de sfârșit de an. Vom avea patinoarul, vom avea și satul lui Moș Crăciun, tot aici în zona centrală a municipiului Roman, vom avea și târgul de Crăciun și, bineînțeles, cele două evenimente majore, să spunem, bun, pe lângă caleașca lui Moș Crăciun, vom avea și cele două evenimente majore. E vorba de festivalul de datin și de obiceiuri și de concertul de Revelion împreună cu focul de artificii. Un foc de artificii pe care ne-l dorim a fi unul deosebit în acest an și așteptăm romașcanii într-un număr cât mai mare pentru a vedea tot acest spectacol. Intrăm în 2020. Da, președinte nou, cu guvern nou. De fapt, președintele același, într-un nou mandat. Vis-a-vis de guvern, ce părere aveți de propunerea ca domnul deputat Doreanu să ocupe funcția de ministru afacerilor interne? Va fi un sprijin pentru comunitatea locală? În ce direcție considerați? Bineînțeles că orice romașcan care ajunge într-o funcție atât de înaltă nu poate reprezenta decât un avantaj pentru comunitatea din care provine. Domnul deputat Leoreanu are toate calitățile necesare pentru a ocupa orice funcție de ministru în actualul guvern. Este un om care s-a remarcat prin activitatea pe care a desfășurat-o. Are cunoștințele necesare și de administrație publică și de tot ceea ce ține de funcționarea unui minister. Eu nu-mi doresc altceva și îl susțin foarte mult să ajungă într-un post de ministru. Lăsăm însă actualul premier desemnat să-și facă lista în funcție de toate negocierile care vor fi și, bineînțeles, ne vom bucura dacă îl vom regăsi pe domnul deputat Leoreanu într-un post de ministru. Care ar fi, să zic, o propunere a dumneavoastră, va fi normalizat din partea primăriei locale să vă sprijine cu cea? Ne, avem mai multe planuri. Eu nu vă ascund faptul că din momentul în care am făcut echipă cu domnul deputat Leoreanu, atât când i-am fost viceprimar, dar și ulterior când a luat decizia să candideze la Parlament, am stabilit împreună că trebuie să realizăm împreună de pe fiecare de pe poziția sa câteva obiective importante pentru Roman.
Din păcate, faptul că noi am fost în opoziție în această perioadă nu prea ne-a ajutat să ne realizăm acest obiectiv. Sunt convins că în perioada următoare, indiferent de poziția pe care o va avea în minister sau chiar și în Parlament din poziția sa de chestor, va putea sprijini și vom putea realiza împreună câteva obiective importante. Una peste alta, ce mă bucură pe mine totuși, că deși am fost într-o perioadă de opoziție, la Roman lucrurile s-au mișcat și iată că după doar 2 ani de mandat, mare parte din proiectele pe care le-am gândit au și început să ajungă la maturitate. Vedeți că se lucrează în toate cartierele din Roman, toate șantierele merg în plin. Rămâne veșnica problemă a noastră, a României, achizițiile publice și toată această birocrație în obținerea autorizațiilor de construire, însă am depășit toate aceste momente și practic toate obiectivele pe care eu mi le-am asumat sunt în diverse etape de lucru. Avem astăzi și vizita în teren de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est în ceea ce privește extinderea ambulatorului cu acel centru de imagistică și așteptăm și evaluarea la celelalte proiecte europene. Știți foarte bine că peste 35 de milioane de euro așteptăm din proiecte europene. Iată că, deși, vă dau exemplu Iluminatului, da? Unde am avut vizita în teren în luna august, nici până la această dată nu avem semnat contractul de finanțare. Așteptăm să fim programați pentru semnarea acestui contract. Deci, încă o dată se înțelege birocrația cât de mult ne încurcă, dar sunt convins că încetul cu încetul toate aceste proiecte vor ajunge la maturitate, toate proiectele europene pe care le-am depus vor primi finanțare și Romanul va continua să se modernizeze chiar dacă a fost într-o etapă de opoziție. Acum, dacă vom reuși să avem și un guvern cu aceeași culoare ca primăriei municipiului Roman, sperăm ca nu numai să dezvolte din punct de vedere al infrastructurii, dar și să identificăm unul, două proiecte majore de anvergură care să schimbe total municipiul Roman și să îl pună definitiv pe harta României, acolo unde este locul, ca un oraș foarte important, un oraș care reprezintă un nod rutier și feroviar important și dacă vom avea și investiții din partea guvernului în infrastructura mare, sunt convins că Romanul va înflori și mai mult decât este acum. Practic va deveni o mare grădină cu flori.